cred că da. Dacă și reușeam să marchez, era și mai bine, dar mă bucur că am reușit să ajut echipa. Și cred că a fost meritată această victorie pentru acești fani incredibili. Aveam nevoie, pentru că nu am reușit să adunăm puncte de la niciun punct sau puncte de la meciul cu CFR. Dar dacă nu vom face o partidă la fel de bună și la Craiova, acest meci practic se va anula. Avem nevoie de puncte pentru că ne dorim să ne luptăm la Craiova. Vă gândiți deja la Craiova, nu sărbătoriți după victoria asta? Avem o zi în care putem să ne bucurăm și de poi mâine trebuie să ne gândim la meciul cu Craiova. Nu-i scutiți deloc pe cei de la FCSB, ați bătut și anul trecut. I-ați bătut și acum, mai ales la început de sezon. Mă bucur. Asta și-au dorit suporterii, asta ne dorim și noi, să câștigăm la fiecare meci. Din păcate nu suntem singuri pe teren, se mai întâmplă așa cum s-a întâmplat și la Mioven, să mă reușim să câștigăm. Dar noi încercăm și nu avem cum să nu dăm totul pe teren cum jucăm acasă. I-ați analizat mult înainte de meci, că practic nu prea reușit să-și creeze ocazii. Da, am urmărit interesul, am stat pe poziții, l-am închis spațiile, am jucat ca o echipă și am reușit să știu. O împrutărie care a lăsat urme, văd, pe mâna ta. Da, dar asta este fotbalul. Trebuie să ne sacrificăm și să dăm tot ce avem mai bun. Sărbătoriți o să de victorie? Sărbătorim, dar v-am zis, avem decât o zi la dispoziție, după care trebuie să ne concentrăm pe următorul meci. Cum s-a pentru Dogacici? Da. Cred că da. A dat un asist și un gol foarte frumos. Bravo lui, ne bucurăm că a venit alături de noi și sperăm să facă treaba cât mai bun. Cum ți s-a părut FCSB-ul? Mai slabă decât anul trecut? Nu am jucat cu ei anul trecut. Eram suspendat. Da. Nu știu ce să zic. Nu vreau să vorbesc despre ei. Pe mine mă interesează doar de Rapid și important ce facem noi. Dar o victorie cu FCSB-ul dă așa un impuls pentru meciurile următoare? Avem, să zic, o săptămână puțin mai liniștită. Aveam nevoie de această victorie, mai ales împotriva celor de la FCSB, pentru că este un derby de tradiție. Dar trebuie să dăm la o parte peste o zi, două și să ne concentrăm la celelalte meciuri. Mister, v-a spus ceva acum, ați apucat să vă zic după partidă? Ne-a felicitat și cam atât.